Stimați ascultători ai Radio Vocea Evangheliei, cu câteva ore în urmă, am trimis câtorva prieteni un mesaj cu următorul conținut. Bună dimineața! Cum sunteți? Ați terminat pregătirile? Pot să vin cu colindul? Poate să vină cu mine și Domnul Iisus? Sunteți pregătiți pentru El? Spre bucuria mea, cei mai mulți mi-au spus că Domnul Iisus Hristos este deja cu ei, dar că mă primește pe mine cu mare bucurie. Răspunsul lor m-a răcorit, mi-a înviorat inima. Am aflat cu bucurie încă o dată că cei mântuiți, copiii Domnului, nu așteaptă nici nașterea Mântuitorului, nici suferințele Lui, nici înălțarea la cer și nici măcar învierea. Ei știu că da, în urmă cu peste 2000 de ani, Mântuitorul s-a născut în Betleem, dar El a terminat lucrarea de ispășire, este la dreapta Tatălui, mijlocește pentru noi și pregătește în glorie casa veșnică a celor mântuiți. Aceasta îmi doresc și pentru mine și pentru voi în sărbătoare. Să sărbătorim cu Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne bucurăm cu El și să ne bucurăm în El. În puterea Duhului Sfânt, bucurați-vă cu toți cei dragi de tot ce v-a adus și ne-a adus întruparea Fiului lui Dumnezeu. Și pentru că Mântuitorul nu a venit doar pentru noi, ci intenția Tatălui a fost și rămâne ca întruparea Lui să fie o bucurie pentru tot norodul, în timp ce ne bucurăm de Domnul Iisus Hristos. Să căutăm căi prin care să-L vestim și altora, să facem ce depinde de noi ca și alții să înțeleagă mesajul întrupării, să-L primească pe Iisus Hristos, să asculte de El și împreună cu noi să aștepte glorioasa revenire a Lui, acolo unde, în casa veșnică, ne vom bucura pururea cu El. Binecuvântați-L pe Dumnezeu în sărbătoare, primiți binecuvântările Lui și lăsați-vă folosiți pentru binecuvântarea altora. Sărbătoriți în așa fel ca și această sărbătoare să ne pregătească pentru veșnică sărbătoare, veșnic în prezența Fiului lui Dumnezeu.